Salutare! Tocmai ai dat play la un episod din podcastul De Vorbă cu Doru. În acest podcast invit super antreprenori, super marketeri și oameni de la care ai foarte multe de învățat. Te invit să asculti podcastul și să-l distribui pe rețelele de socializare. Merită să facem cunoscute aceste informații. Dacă vrei să fii mereu la curent cu toate materialele pe care le creezi, abonează-te la newsletterul de pe www.kivimarketer.com slash comunitate. Te voi anunța mereu când am ceva nou pentru tine. Hai să începem. Bună dimineața, oameni buni sau bună seara. Asta depinde când veți vedea această înregistrare. Noi transmitem live de vorbă cu Doru. Este acest podcast pe care eu îl fac, în care invit, cum am zis și în intro, super antreprenori, super marketer și oameni de, la, de, valoare de la care avem de învățat foarte multe lucruri. Pentru interacțiune și pentru a ne distra și noi am decis să transmit acest podcast live. Cel cei care îl vedeți live ar fi drăguț să lăsați un comentariu să spuneți dacă se aude totul bine și se vede bine. Dar ca să nu lungim povestea, pentru că majoritatea dintre voi probabil o să vedeți înregistrarea, o să trec direct la subiect și astăzi am două informații invitate foarte speciale și anume pe Mihaela Ursu și pe Antonia Zărnescu. Ceau fetelor, bine ați venit! Bine te-am găsit, Doru! Salutare! Fetele, Miha și Antonia, pentru cine nu știe, sunt colegele mele de la Kivi de 5 ani de zile deja. Felicitări, fetelor! Mulțumim. Cumva, Mulțumim. nici nu mi-am dat seama, dar așa cred că am organizat podcastul ăsta deodată când ați făcut voi 5 ani, acum chiar în august. Da. Asta mi se pare super tare. În primul rând, felicitări pentru toată activitatea de până acum și mulțumesc că sunteți parte din echipă. Mulțumim, Mulțumim și noi, da, pentru au fost, oportunitate. Au fost 5 ani prin care am am trecut prin foarte multe lucruri împreună și am avut de învățat o tonă de, de chestii, atât eu de la voi și cred că cât și voi de la mine. Da. Da. Și am văzut da. foarte mulți oameni în comunitatea Kiwi Și oameni care uh, mă urmăresc Au zis de mai multe ori De ce nu faci o înregistrare, un podcast cu fetele <laughs> Și am zis că ce o să dragut. vină Am zis că o să vină timpul și la chestia asta Și uh, iată că a venit uh, Pentru cine nu știe O să fac uh, un pic o prezentare voastră super pe scurt Apoi o să vă, o să vă rog pe voi să vă, să vă prezentați uh, Fetele se ocupă de digital marketing de la Kiwi Adică tot ce înseamnă distribuirea de mesaje Pe toate canalele de care uh, dispunem dar în special uh, pe platforma de care noi am profitat cel mai mult și în care am investit și cel mai mult uh, buget, și anume Facebook, după cum știe toată lumea, și cumva, cred că de-a lungul timpului, uh, ați v-ați consacrat în treaba asta cu, cu Facebook-ul. Uh, poate spuneți și voi așa un picuț pe scurt ce faceți voi la Kiwi, pentru cine nu știe, ca să știe așa mai, din spatele cortinei. <laughs> nu știu cum să facem, că facem ca, practic același lucru. <laughs> da, da, da. da. <laughs> așa cum ai spus și tu, în general, ne ocupăm în mare parte de reclamele de Facebook, dar nu facem numai asta. Ne ocupăm de transmiterea mesajelor pe toate canalele pe care le avem. Asta înseamnă că ne ocupăm și de email marketing și de alte softulețe care ne ajută să ajungem la oameni cu mesajele potrivite. Dar, cum ai zis, în cei 5 ani de zile, cam tot timpul nostru s-a a fost dedicat reclamelor de Facebook, pe care le-am făcut <laughs> și pe care le-am testat și am făcut o grămadă de variante, am făcut și de vânzare și de retargeting, abonare și așa mai departe. Adică, practic ne-am specializat pe reclame de Facebook în cei 5 ani de zile. Antunet, ce părere ai da. despre asta, e același ben job. Sure. <laughs> Da, nu pot să o contrazic că facem chiar același lucru, dar uh, vă să zic că dacă ați văzut în ultimii cinci ani reclame uh, de la KV, de la EduKiwi și așa mai departe, în special, într-adevăr, pe Facebook, uh, dar și pe alte canale, probabil cel mai probabil noi eram în spate acolo, în uh, cele care făceau setările tehnice să vadă lumea, cât mai multă lume mesajele, practic. Super. Ce vă place cel mai mult la uh, această profesie? Păi, cumva facem în mod repetitiv cumva același lucru, dar de fiecare dată e diferit. Asta, asta e magia reclamelor pe Facebook în special și a digital marketingului până la urmă, că mereu apar lucruri noi, pe care trebuie să le înveți, pe care trebuie să le pui în aplicare ulterior. Deci, cumva e un job care te forțează cu ghilimele de rigoare să evoluezi continuu, pentru că altfel rămâi undeva, jos și nu mai poți să faci performanță. Asta mi se Super. pare cel mai tare la, la jobul ăsta. Da, practic în, în, fiecare zi, deși știm că jobul nostru sunt reclamele de Facebook, să zic foarte generic, uh, se întâmplă să ne lovim de lucruri tehnice, să trebuiască să le rezolvăm, tot felul de provocări de genul ăsta și cam amândouă suntem făcute uh, să fim challenge ca să, ca să mm -hmm. zic așa, ca oameni, efectiv. Nu ne prea place să uh, repetăm, să ne plictisim și atunci, uh, pe lângă faptul că avem oportunitatea asta pentru că jobul în sine trebuie să fie de așa natură, e și chestia asta schimbătoare a digitalului în general cu care trebuie să ținem pasul și e, simți că evoluezi și ești forțat să faci asta ca să poți să rămâi valid în industrie în continuare. Super tare! Da. Din cei cinci ani, din toate proiectele și toate acțiunile pe care le-ați le făcut ce v-a plăcut ce, cel mai puțin? Au, nu așteptam <laughs> la întrebarea asta, credeam că cel mai mult deja mă gândeam. Am început așa, mai lai, dar acum vin întrebările. Ai. Like, am, am Spune ce yeah, te rog, yeah, dacă yeah, ai unde idee. Yeah. mă poate <laughs> uh... până la final de podcast o să zică Eu <laughs> uh, am crezut la începuturile mele în carieră, eu am crezut că sunt o persoană extrem de creativă, care iubește da. tot ce ține partea asta de creație și așa mai departe, doar că după 5 ani de zile pot să zic că uh, sunt mai uh, de-a cifrelor, să zic așa okay. Mi-am place English? să văd cifre, să văd cum se întâmplă lucrurile uh, după cifre să-mi dau seama cum pot să îmbunătățești și așa mai departe. Uh, și atunci ce a ajuns să nu-mi placă atât de mult e partea aia un pic care, care nu e atât de sigură, unde trebuie așa să o ai pe feelings, așa, îmi lipsesc niște cifre, niște statistici de acolo. Partea de creative mai exact, mult. Uh -huh. Exact, da. Uh, și atunci simt, simt lipsa aia a, măi, e matematic, adică dacă n-a mers ceva, în general, în digital, e matematic, poți să o dovedești asta. Asta mie îmi lipsește la partea de creație și atunci, în 5 ani de zile, mi-am dat seama că, într-adevăr, partea aia nu mă atrage atât de a atât de tare. Dăm cifre, dăm statistici să-ți uh, <laughs> să fac reclame, să-ți da. să nu am nicio problemă. Da, cu asta. da, da. acum că ai zis asta, într-adevăr, și mi-am că am și avut o discuție amândouă în care am avut această revelație că suntem destul de asemănătoare când vine vorba de chestia asta și că, într-adevăr, cumva cea mai mare povară, să zic așa, pentru noi ar fi dacă ne-i pune acum să-ți scriem un text creativ sau să venim pe loc cu o idee. Nu zic că nu facem asta. Se întâmplă uh -huh. să avem și noi idei categoric, doar că nu e pe, cumva pe primul loc la noi. La noi mai degrabă chestii logice, chestii uh -huh. complicate, unde ne pui un pic, nu zic că în parte de creație nu spui rotițele în mișcare, dar aici trebuie să faci legături, să vezi ce se întâmplă dacă faci asta, ce se întâmplă dacă faci asta la altă. Și așa mai departe, cumva, nu știu, suntem niște oameni care sunt puțin mai tehnici, poate să zic așa. Tocmai de aia facem și reclame de Facebook unde e foarte multă tehnică în spate și, nu știu, restul softulețelor pe care le folosim, spre exemplu, le prindem amândouă destul de repede ca să le putem folosi. Iar dacă n-ai fi un om tehnic, n-ai putea să faci partea asta atât de repede și bine. Deci, cumva, suntem niște oameni tehnici ne-am dat seama după vreo... 4 ani de zile, nu. cred. Mai repede așa. Un pic, cred că mai, mai repede un pic. Da. Mai repede un pic. Da. Cam doi ani jumate, 3, cred că, nu? E da. foarte da. posibil da. cam așa, mm -hmm. da. Dar chiar, uh, uite, asta cred că ar fi ceva interesant pentru cine ne ascultă. Cum v-ați dat seama de treaba asta? Adică, uh, știu că la început făceați și partea da. de creative și partea de digital și se îmbinau și la un moment dat ne-am dat seama stai un pic, că cred că ar trebui fiecare să se focuseze să-și focalizeze atenția pe o singură părticică. Eu pot să zic, din punctul meu de vedere, cel mai bine a fost când primeam deja de la alte persoane chestiile pe care trebuia să le fac eu. Să zicem, în momentul în care a intervenit copiul, uh -huh. foarte mult pe ce făceam noi în primă fază. Atunci eu simțeam cumva o relaxare a faptului că am totul pregătit și mă concentrez pe ce îmi place să fac și anume să setez acea reclamă, nu trebuie să mai fac și textul și uh, nu știu. În general, doar textul de reclamă îl făceam noi, că nu scriam pagini de vânzare sau altceva, dar că nu mai trebuia să mă concentrez pe partea aia de text. Uh -huh. Și atunci, cumva, de acolo, ușor-ușor, am simțit tot mai multă bucurie că nu mai trebuie să fac chestia asta și a durat puțin până mi-am dat seama, efectiv, de ce. Uh -huh. e și multă... Era și o multă... multă presiune că era începutul fanelului întotdeauna. Da prima reclamă pe care o vede da, omul, exact. întotdeauna e cea care trebuie să se performeze cel mai bine și trebuie să fie și bine setată și bine optimizată și de bine voi scrisă. și bine scrisă și partea creativă. Și atunci când ne făceați pe un domeniu, era presiunea asta da. foarte mare. Da. da. Așa e cu reclamele. Asta le spune mereu oamenilor în, peste tot, că poți să ai cel mai bun material, poți să ai cea mai bună pagină de vânzare, dacă o îngropi în spatele unor reclame care nu performează, o să rămână da. îngropată în spatele. Yes. Exact. Fetele, de unde aveți vocea asta așa frumoasă? De la Mama Natură, doamnă. Speram că am antrenată și că am și o vreo șansă. Eu nu am nicio șansă, dar nu-mi poate. Eu nu știu, am cochetat un pic cu radio pentru că am terminat jurnalismul, mi-a plăcut foarte mult experiența pe care am avut-o la radio. Timp de un an de zile am fost crinic de știri. Ok, krainic, krainic. Ce cu un fel de crainic, Krainic de Facebook. Practic, odată la oră intram live radio mm -hmm. și citeam știrile, erau maxim 5 minute de știri, cel mult nu erau nici 5, cred că 3 și era foarte fain pentru mine că mă auzeam în căști îmi plăcea să-mi aud vocea și să o reglez în funcție de ce aud acolo și cred că de acolo, un an de zile de știri, poți să zici că și lasă amprenta pe, pe voce, n-ai cum să nu. Mi-a venit o idee atunci. Acum ar fi să punem pe mine să citească reclame pentru cei din Kiddy Market, cele mai bune. Să facem săptămânal top 5 reclame, știi, top rușinică, top 5 reclame. O să le citesc, n-am nicio problemă. Dacă, îmi place. dacă mi-aduc aminte, mine, dacă cred că așa ne-am și cunoscut noi, îți mai aduci aminte? Da, da. ne-am ne cunoscut, aveam nevoie de un voiceover over da. la uh, un Stem Sales da, Bank, da, nu? Exact. La banca de celule Stem da. și căutam un voiceover over și nu mai știu cineva mi-a zis. Matei. Corect, da. da. Colegul Matei nostru corect, care m-a da. și ajutat ulterior să ajung aici, practic. Da, corect, Ele, corect. Să zic așa, cumva e, cum se numește uh, omul care se ocupă să iei joburi. Da, 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 da. <laughs> Agentul <tu>? Agentul, <laughs> Agent, da. Impresar, impresar. Impresar, impresar da, da, da. Mult, da. E Impresarul meu. Nu o să uit niciodată, noi avem un efect la Kiwi, se cheamă efectul Matei, Matei, dacă vezi asta, să știi că te iubim, încă și chiar ținem și la tine. Așteptăm. Da, și te așteptăm oricând înapoi. Uh, uh, efectul Matei era că mi-aduc aminte că după vreo două, trei luni de zile eram cu Iosef și ne-am dat seama, zic, bă, cred că Matei nu se ridică de pe scaun, cred că nu ia pauze niciodată. Dar <laughs> am l-ai la, văzut în picioare pe Matei, bă, nu l-am văzut niciodată, cred că trebuie să-i zicem că la Kiwi se poate lua și pauze, nu te să la și atunci am denumit efectul Matei. Da, super tare. Uh, și tu, Antonia, tu și tu, ai cu radio. Nu, eu n-am avut okay. tangență cu radio La mine s-ar putea să fie un pic și ereditar. Mama a fost jurnalistă și ah, okay. apropo de voci și de voiceover. a făcut asta cam toată viața. Ah, okay. Nu știu dacă are legătură și da, poate da. să așa. Uh, da cu radio n-am avut n-am avut tangențe doar cu parte de PR de comunicare dar atât. Uh -huh. în momentul în, înainte să vă apucați de chestia asta, adică tu Antonia ai, ai terminat PR și marketing, nu? Da, comunicare și PR. Da, comunicare și PR și ai terminat jurnalism, Da, jurnal. Așa. Când ați terminat facultatea, ce nu știu cumva, dacă vă mai puteți întoarce la momentul respectiv, cum era viziunea voastră despre carieră? Ce v ați fi dorit să faceți așa sau cum cum arăta nu știu, viitorul? Um, o să încep eu, că la mine sunt mai mulți ani. Ok. <laughs> um, cumva, la, la mine, după ce am terminat uh, facultatea, deja încheiasem și uh, partea de radio, pentru că am lucrat un an în timp ce eram la facultate, eram printre puținii studenți de la jurna care chiar au avut ocazia să pună în practică meseria și mi-am dat seama că de acolo nu vreau să merg mai departe, pentru că și acolo la radio am dat peste niște piedici, să zic așa, care nu erau tocmai etice okay. din punct de vedere profesional. Și uh, mi-am dat seama că cumva ok, îmi place jurnalismul foarte mult, îmi place radio, radio a fost și va rămâne cumva iubirea mea, că îmi place foarte mult partea asta, televiziune n-aș fi vrut să fac, uh, dar nu îmi plăcea în ce direcție se îndrepta uh, tot jurnalismul în România, așa cum, fără să jignesc pe nimeni, nu vreau să fac asta, numai că nu. Nu. Cred că ai avut dreptate, adică după 5 ani mai târziu. Da, dacă să nu s într-o direcție neapărat bună. Da, exact, dacă stăm să ne uităm acum la ce este în presă, din păcate, cumva mă bucur că am luat decizia că nu vreau să continui în domeniu și atunci la mine era ceață. Efectiv, mă gândeam ce o să fac în continuare, pentru că nu, nu aveam o cale efectivă, un drum pe care să zic ok, o să mă duc pe asta. Eram ok, o să-mi caut niște joburi care să mă ajută să mă întrețin în Timișoara și ușor, ușor sper să reușesc să găsesc, nu știu, să încep o altă facultate să fac un curs ceva de specializare pe ceva, pentru că eu practic am terminat o facultate și uh, nu mai, nu mai profesam asta. Că, pentru că nu simțeam că e pentru mine după asta. Și asta m-a dus cumva... De la job la un alt job, și tot așa am sărit între joburi, bine, n-au fost foarte multe până am ajuns la Kiwi dar nu erau ceva din care să zici că ai vrea să faci o carieră. Erau joburi din astea de studenți, să zic, care să-ți permită să faci bănuți ok, să te poți întreține. Yes. Deci nu aveam nimic clar, eram doar foarte dezamăgită că am investit trei ani de zile într-o facultate în care eu speram foarte mult și că nu o să pot să fac nimic, absolut nimic în continuare cu ea.

La mine e mai, mai ciudățel așa eu inițial am dat la facultate la medicină și okay. soarta a făcut în așa fel încât mă rog, trebuia să-mi bag și o a doua opțiune pentru că nu pot să bag un singur dosar și voiam să bag la jurnalism dar mama m-a rugat toată viața ei Am, am că scurtă paranteză, ți-am zis că semeni cu soarele mea și de nu mă crezi soarele mea <laughs> a medicină și acum <laughs> îmi dau seama că ai dat prima la medicină <laughs> da. adică chiar zici de asemănări acolo dacă mă crezi <laughs> de cred uh, Mama m-a rugat toată viața ei, te rog, nu fă jurnalism, poți să practici jurnalismul și cu orice altă facultate. Și am zis, bine, fie nu fac jurnalism, dar fac comunicare și PR, hai să zicem, a doua opțiune. Soarta a făcut în așa fel încât să intru la comunicare și PR și după prima an am vrut să mă las de facultate pentru că am fost deosebit de dezamăgită, ca să zic așa, de ce, de ce s-a întâmplat, dar mai apoi am făcut voluntariat de ani de zile într-o organizație studențească, unde am avut ocazia să fiu, să am, să am tangente cu partea de PR din, din organizație. Și așa mi-am dat seama că, de fapt, meseria asta pe care eu o învăț la facultate nu prea are nici în clinice mânecă cu ce învăț, de fapt, teoretic, și că, practic, e foarte fain și că îmi place foarte, foarte, foarte mult. Și atunci... Mă proiectam după, după facultate ca făcând cam același uh, lucru PR, principal pentru evenimente și așa mai departe. Deci, cum vezi, nicio treabă cu ce fac în, uh, în ziua de azi. Uh, iar eu când m-am angajat la, la Chibi, m-am angajat nu pe post de, de PR la, da, la început, da. și asta am și făcut. Până când, din practică, revenind la discuția de mai devreme, am descoperit că totuși partea aia cu cifrele e mai, mai potrivită pentru mine. Da, și știu că te aș și recomandat uh, parcă atunci chestia asta că ai, ai, ai lucrat la acel ONG. Și da. te-ai ocupat de uh, acel ONG, se vedea că ai un know-how dintr-o parte uh, practic. Chiar ai, ai recomandat tinerilor să, când sunt în facultate, să se bage în ONG-uri, să facă practică? Categoric, categoric. Uh, la rândul meu am primit recomandarea asta, am fost un pic sceptică la început, dar am zis că n-am nimic de pierdut. Uh, dar e cel mai fain mod în care poți să mă rog, mai depinde și de domeniu, dar poți să iei tangențe cu seria pe care urmează mează să o iei, îți dezvolți niște skill-uri fix la momentul potrivit, adică înainte de o primă angajare, și la skill-uri mă refer la soft skills, să uh, comunici, să lucrezi în echipă, sunt lucruri pe care le dezvolți făcând, făcând voluntariat. Um, clar recomand în absolut orice, orice ONG și facultate chiar e un moment super potrivit pentru că ai suficient de mult timp să îți dedici extra, ceea ce se întâmplă mai greu în momentul în care ajungi să te, să te angajezi, plus că poate, în funcție și de domeniu, să suplinească extraordinar de bine golurile din facultate, mai exact partea da. practică, să zic așa. Da. Să trecem un alt subiect. Îmi dau seama, eu nu am foarte mult avans despre lucruri cu platforma Facebook. Cred că am maxim cam 2 ani, un an jumate voi ați venit acum 5 ani și noi am început acum 7 ani, deci cam un an jumate, 2 ani. Când ați venit voi la Kiwi, vă mai aduceți aminte cum era platforma Facebook? În primul rând, era împărțită în, pe partea de uh, reclame, mă refer. Era împărțită în două mari. <coughs> era Ads Manager și era Power Editor. Oh, my God, God Power Editor, da, it's back! Exact, <laughs> exact. și Ads manager cumva era varianta mai simplă de folosit, iar Power Editor îți, per, îți permitea să faci cumva niște modificări mai avansate. Deci, deci erau deja reclamele, nu? În momentul da, când da, da, erau, erau. Erau, erau, erau și noi le făceam. Adică uh -huh. chiar învățasem, numai că noi, în primă fază, am învățat din Ads Manager. Uh -huh. Ulterior, a trebuit să trecem în Power editor să facem niște reclame mai avansate. Nu mai îmi amintesc sincer care erau diferențele. Cred că în Power Editor puteai să faci reclame în public. Uh, cred, da, cred că asta era tricul. Cred că asta era tricul și mai știu de ce aveam noi nevoie de reclame în public. Uh, pentru proiect, pentru testare. Pentru, da, da, și cred că da. Pentru proiectul cu Pera, cu... Pentru, ce A fost atunci. Cum se numea fabrica de bani. Ok, pentru ok. Asta aveam nevoie. A, ah, și făceam mai multe reclame în da, public. Da. Ok, dar nu mai știu de ce. Da, da, da. Cred că foloseam ceva la targetare. Da, în fine. Nu mai am, amintesc Aha. efectiv atâta, doar știu că era împărțit în două și că arăta cu totul altfel decât arată. Da, clar, Era da. mult mai urât și mai cumva scorțos, să zic așa. Nu da. știu. Părea că e neterminată platforma efectivă. Numai că partea bună era că ne aveam atât de multe erori, cum avem acum. <laughs> <laughs> ne aveam atât de multe conturi de reclamă blocate. Erau cumva, politicile erau mai legere, să le zic așa, pentru că cel mai probabil erau și mult mai puțini. Da, exact. Mi-aduc aminte de o vorbă de alu tata care zicea. Mereu când îți vei lua o mașină mai nouă, cu cât mai multă tehnologie, cu atât vei avea mai multe probleme la ea, că e mai mm. tehnologică toată și electronică, totul se strică. Așa da, este păi, și cu Manager. Nu? E. Da, da, da. Uh -huh. Tu-ți mai aduci aminte, Antonia, cum era? Mai mult decât zice Miha, nu, nu mi-amintesc am neapărat. Mi-amintesc de Power Editor, știu că era așa tul în care intră ocazional, când da. aveam <laughs> companii mult mai complexe, Eu, în ales, lucram din Eds Manager. Uh, da. Nu știu, mi-amintesc, de exemplu, nu exista funcția de live. Mai știți că nu exista funcția da. de live? pe da. Pe da, Facebook? da. <laughs> Și știți că live-ul a apărut <laughs> când uh, a intervenit 4G? -ul? Da, da. 4G ne-a ne dat șansa să facem live-uri. Da. În pe 3 g nu s-ar fi putut întâmpla asta. Da. Nu, nu ținea conexiunea. conexiunea. Nu puteam să Noi... adăugăm videoclipuri pe reclame, mi-amintesc, la un moment dat. Era doar parte de. de... Deci niște modificări din astea... Vitale. Vitale, da. Hai să vedem facem care ar fi interesant pentru cei care ascultă. Vi se părea mai ieftin să vă reclamă pe Facebook înainte? Da. Era mai ieftin, categoric era mai ieftin. Și uh, acum, adică cumva costurile cresc și scad și cumva e o fluctuație în mod normal uh, și depinde foarte mult de perioadă, depinde de nișă, adică aici dacă e vorba să începem să vorbim efectiv despre costuri, am putea să vorbim probabil două zile <gânt> ca să acoperim uhum. tot, pentru că diferă foarte multe lucruri de la targetare, la textele pe care le folosești, la absolut tot, sunt atâtea variabile încât nu știu, dacă spui poți să spui general valabil da, un cost de X bănuți pentru nu știu ce acțiune, e ok dar cu disclaimerul că pot să existe variații. Pentru yes. că, din nou, nu e o știință fixă, cum zicea Antonia aici, depinde de foarte multe elemente pe care le pui tu la punct când se dezvoltă. Da. Plus că Facebook depinde, adică și uh, costul reclamelor depinde de economia Cacătători. în care trăim. Corect, câți oameni licitează, nu? Deci cu cât fac mai mulți oameni reclame pe Facebook, atunci sunt mai scumpe, nu? Păi da. da. Spațiul de reclamă e limitat, inclusiv pe Facebook. Tu, în newsfeed, în 24 de ore ai un anumit număr de reclame per utilizator care poate fi afișat. Și atunci citești pentru spațiul ăla. Cu cât sunt mai mulți advertiser pe același public țintă, cu atât o să fie mai scump. Și sunt din ce în ce, din ce, în ce, mai, ce... mai mulți, da, exact. Uh, Antonia, ce ți se pare că prinde acum pe Facebook în reclame? Asta e o întrebare pe care o primesc des, un foarte generalistă. Ce prinde acum pe Facebook? Um, din, mă rog, acum, lucrând efectiv pe nișa de educație în fiecare zi, uh, mi se pare că am, văz, am și văzut din ce în ce mai multe reclame uh, cu parte de vulnerabilizare de la cei care, care creează. Mi se pare că prinde adevărul și vulnerabilitatea în ziua de azi. Adică să fii sincer, să-ți promovezi produsul sincer, să vorbești despre serviciile tale, să fii cât mai liber în, în ceea ce discuți. Adică marketingul nu e o minciună, nu? Nu, marketingul nu eu. e o eu. <laughs> <laughs> no. Da. Uh, și să știi că chestia asta chiar zi se predă din facultate. Zi se okay. spune din start de la etic, că nu e etic să promovezi din... lucruri în care nu crezi în primul rând și în al doilea rând, da, nu... nu. Marketingul nu trebuie să fie o minciună. Interesant. Cum, cum credeți că puteți voi să vulnerabilizați uh, Facebook? Adică vorbim despre Facebook. Cum vă puteți vulnerabiliza voi vorbind despre Facebook? Păi. Voi probabil, nu știu, să ne scoatem greșelile în față, pentru că am avut în 5 ani de zile și noi destule, și efectiv să povestim experiența noastră, pentru că am început și noi, nu ne-am născut învățate cu Facebook-ul, ci am început de, la jo de, jos, efectiv, eu nu știam că pot să fi plătit ca să postez pe Facebook și să faci reclame. Da. Auzisem înainte de la un fost coleg de-al meu de facultate care făcea asta, dar în București, pentru o agenție mare de PR de acolo, și eram, ce tare, Că mm -hmm. nu știam că există mm -hmm. jobul ăsta. Da. Dic, da. E foarte interesant ce face acolo. Și după un an de zile am ajuns să fac același lucru pe care îl făcea el și de care mă minunam efectiv că mm -hmm. există. Pentru că nu știam pe vremea aia, pentru mine Facebook era, nu știu, Messenger-ul era cel mai important că vorbeam cu prietenii și atât. Deci, mm -hmm. da. Uitându-mă așa așa în trecut, îmi dau seama că parcă nu vin așa multe greșeli foarte mari pe care voi le-ați făcut în ăștia <hih> 5 ani. Și chiar vreau să vă întreb, ce greșeli considerați că ați făcut în ustea 5 ani? Păi, um... Mă rog, pot fi considerate greșelile... Așa și, greșel... și experiențe. Da, experiențe. <laughs> experiențe, e, experiențe, da. da. Uh, care am poate foarte multe experiențe din da, care am învățat <laughs> așa. în ceea ce privește reclamele de Facebook, la modul în care uh, putem să considerăm uh, așa ceva, inclusiv o reclamă care n-a fost suficient de bine optimizată. Adică una dintre greșelile cele mai des întâlnite, să zic așa, este să nu ai grijă să obții maximum de rezultate din bugetul pe care îl investești. Și s-a întâmplat să facem, să facem asta pentru că de multe ori partea asta de monitorizare, de optimizare a reclamelor și așa mai departe, dacă nu ești foarte disciplinat să revii rău asupra lor și să o faci, e posibil să o pierzi din, din vedere și atunci într-adevăr, tu ei ai rezultate dar le ai poate la costuri mai mari decât uh, ai fi putut să le mhm. ai și atunci asta poate să fie una dintre, dintre probleme. În rest, e tricky un pic pe Facebook. Că trebuie să ai grijă când setezi bugetul, trebuie da. să da. ai grijă când setezi perioada. E destul de simplu, cu două clicuri. Dar ce poți să... să pățești acolo? Păi oh. exemplu, uite, din buget, dacă vrei să baci 300 de lei, să zicem, pe perioada de șapte zile, dacă nu schimbi din buget total, dacă nu schimbi din buget zilnic în buget total, s-ar putea să baci 2100 de lei, ca să-ți ia 300 de lei pe zi timp de șapte zile. Și asta e o greșeală la două clicuri distanță. Uh -huh. Da, a, mai ales la partea asta de buget, acolo poți să greșești foarte mult la început, pentru că cumva lucrezi cu niște bani virtuali. Nu există, nu-i vezi, nu poți să-i numeri, nu-i atingi, nu nimic. Și practic tu bagi niște cifre într-un câmp și asta e tot. Sau uiți să schimbi acele cifre, cum am făcut eu <laughs> la începutul, nu știu dacă îți mai amintești, cu bruschetele. Ne-am dat 300 de dolari, <laughs> promo pe bruschete și eram a doua zi dimineață, mamă ce plac oamenilor bruschete. Merg asta cu bruschete nebune, vin da, mii de like-uri, tocmai acele aveam, bruschete. Nu știu, vreo 300-400 da. de like-uri, habar da. -am la o postare cu bruschete pe care am mai făcut, adică da. poza aia mai era folosită și nu avea niciodată, nu am avut niciodată tele like-uri și eram, mai, ce tare. Da, și am prins bruschetele. Intru... Mm -hmm. Bine, dacă Ciocan. îi faci acum, cred că pentru Taz sau pentru Glovo, o postare în care să mult pe niște poate n-ar fi Da, da, dacă ne gândim că 300 de dolari era practic bugetul pe o lună și eu l-am dat într-o zi pe vremea aia pentru restaurantul respectiv, ceva. adică e ceva categoric e ceva Uhum. Deci se pot întâmpla lucruri de genul ăsta, mai ales la început. Și nu numai la început, că nu trebuie să ne păcălim, să ne lăsăm păcăliți de faptul că avem experiență, nu o să mai greșim, o să greșim că suntem oameni. Numai că odată ce avansezi cumva, odată ce trece timpul, ești, știi la ce să fii atent. Că uhum. dacă le-ai greșit în trecut, am știi la ce să te uiți și unde ai putea să, să greșești. Cum, cum ați învățat să faceți reclame pe Facebook la început? trai trial în error. Am încercat e? să facem tot felul de lucruri. Uh, Ne-a trezit interesul platforma și eram, uai, tu știi că pot să targetezi oamenii care îți pe pagină din site? Era ceva ieșit din comun la început. No. Adică, uh, la, la, început era bus post când apăsai și ajungea la mai mulți oameni, făcut e, 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 era, era ieșit din, din comun. Bine, asta zic pentru mine, da, că am văzut da, prima oară. Dar noi am văzut opțiunea boost post. aia cu Iosif, știi, <coughs> prima oară a apărut și ce asta? Par Wow. Era... <laughs> și da, de la Iosif am învățat. Eu cel mm -hmm. puțin când am venit la Kivi, Iosif, stătea lângă mine, mi amintesc când era cu fabrica de bani. Atunci stătea Iosif, o sta lângă mine după program, făceam reclamele și stătea cumva săracul de la 5 până la 7 jumate, 2 ore, în fiecare mm -hmm. zi timp de o săptămână am stat atunci, ca să setez vreo 3, 4 variante de reclame <laughs> pe vreo două pagini de Facebook, adică stăteam foarte mult, nu, mm -hmm. și da i-am zis mereu că îi mulțumesc pentru răbdarea pe care o avut-o, da. pentru că dacă mă gândesc acum cât timp a stat și cum a stat să-mi explice fiecare chestie, de ce fac așa, de ce dau click acolo și așa mai departe practic... Acum și voi ați avut recent răbdare cu cei doi noi băieți da. pe care avem pe da, post da, de Digital că, Juniors, nu? Da, categoria dar mi se pare că ei cumva deja aveau un pic de idee despre asta uh, și n-a fost procesul atât de lung. Eu, spre exemplu, veneam nu știam absolut nimic, ați am zis pentru mine facebook era Messenger și atât, nu era no. mai mult nimic. Dar nici nu era cred atât de complicat cum da, e acum. Da, nu, nu, da, categoric era mai Nu că cum ai învățat, nu. de exemplu, și email marketing da. și se da, setare da, de webinarii și da, și setare de tot felul de nebunii. Da, și după cum i-am văzut, ei spun că sunt persoane creative, se lasă păcăliți cumva de chestia asta, eu <laughs> nu zic că mic. nu sunt, nu zic că nu sunt, dar îi văd că sunt destul de tehnici, adică au prins <laughs> foarte repede și dacă nu ești o persoană tehnică, nu prinzi atât de repede Clar. toate chestiile astea. Da, bine, că ești o persoană tehnică, nu înseamnă că nu poți fi și o persoană creativă, categoric, doar categoric, că depinde categoric. De, de cum vezi, vezi lucrurile. Ce am observat eu și asta îi sfătuim pe oameni, de exemplu, la noi în curs în Hobbit Profit. Noi le zicem când fac munca tehnică, să facă munca tehnică, când fac munca creativă, să facă munca da. creativă. Creativă. Să nu, le, să nu le Și cred că asta era și la voi o nebunie, că voi scriați reclama, trebuia să o și setați da, și tot exact. timpul era așa un ping pong din stânga, în dreapta, care vă nebunea de cap. Cred că pentru noi proporția asta între partea tehnică și partea creativă trebuie să fie extrem de bine delimitată. Yes. Pentru că știm foarte clar, ok, partea tehnică pentru noi este, nu știu, dacă ar fi să iau dintr-o 8 ore pe zi, 6 ore, ar fi partea tehnică și 2 ore, când ești tu cel mai bine cu tine, trebuie să fie atunci în parte de, de creație. Mă gândesc acum la, nu știu, tot felul de articole pe care le scriem, sau e mail sau așa mai departe. Ne place să facem asta, ne place să comunicăm cu oamenii, să le spunem, să le trimitem materiale și așa mai departe, doar că trebuie să ne luăm timpul nostru dedicat și să știm că în timpul ăla, exact cum spui și tu, trebuie să facem partea asta de creație. Și atunci intri în flow și poți să, yes. să transmiți. Da. Miha, ce consider că a fost cel mai satisfăcător în ăștia 5 ani de zile, făcând comunicare Hai. mult pe Facebook și în online, mm. în general? satisfăcătoare sunt în general rezultatele pe care le ai, bineînțeles. Și să văd cât de mult am avansat efectiv, că ți-am zis, nu știam nimic. Și acum am ajuns după 5 ani de zile să pot să fac campanii și să le gândesc cap coadă cumva cum le distribuim pe social media. Adică mi se pare incredibil dacă mă uit în spate și văd că exact de la zero am pornit și am ajuns după atâția ani de zile să știu câte știu acum și nu, ce e și mai interesant e faptul că nu mi s-a părut că învăț. Nu mi s-a părut că e o povară cum e la școală, că trebuie să înveți asta, trebuie să tocești asta, și așa mai departe, a venit totul natural. Yeah. Și asta e ceva, cumva e foarte satisfăcător să vezi că ai găsit un job care chiar îți place și nu vii la lucru că vai, iar, mm -hmm. știi, nu-ți urăși jobul, îți place ce faci, că în România, cam asta e mulți oameni stau la job pentru că e nevoie să stea la job, nu pentru că le place ce fac. Și cumva simt că am găsit ce îmi place să fac, și că asta e cel mai satisfăcător și rezultatele. Bineînțeles, când vedem rezultatele după campanii, e incredibil. Da? Și faptul că, mai nou, ajutăm foarte mulți oameni pe partea asta de educație online și că lucrăm la dezvoltarea chestii astea în România și asta e incredibil. Adică, cumva, facem parte dintr-o mișcare foarte faină, uh -huh. se pare mie. Super tare. Deci că am plătit-o pe Miha să vină să zic asta ca să angajăm oameni la Kiwi mai mulți, știi? E un job super tare, merge, fac ce îmi place, sunt super fericită. Mulțumesc, mulțumesc. da, da, da. Lipsește p ăla. Da. da. nu, nu, nu. Antonia, tu? Ce găsești cel mai satisfăcător da. Dacă aia mai, aia, mai ai mai întrebarea. Da. Uh chiar mă gândeam în timp ce, ce răspundea Miha la toate chestiile astea și mă gândesc la, de fiecare dată la momentul de exemplu, în care trebuie să, nu știu, să setez sau să verific așa un e-mail și intru în contul nostru de e-mail marketing și văd acolo 240.000, okay. care în momentul ăsta, da? Uh, și foarte mulți oameni, nu știu, ar vedea 240.000 ca o cifră, dar sunt 240.000 de oameni da. către care noi trimitem uh, mesaje educaționale. Hmm? Îi învățăm să facă tot felul de lucruri. Uh, iar pentru mine personal cel mai satisfăcător poate să fie momentul în care uh, noi trimitem, de exemplu, câte un e-mail în care spunem ce am descoperit pe reclame de Facebook sau uh, o nouă metodă prin care poți să-ți îmbunătățești rezultatele de pe Facebook și primezi mesajul la scris în mână noastră 20.000 de oameni la câteva clicuri. Da. Satisfacție mai mare decât să pot să o dau mai departe, ce am învățat de când mă știu am chestia asta cumva. Și atunci, pentru mine personal, satisfacția e în chestia asta, că oamenii. Cifrele alea nu sunt cifre, sunt oameni. Și atunci, mm -hmm. sunt oameni care primesc de la noi și aleg să primească ei de la noi informația da, mm -hmm. Și mi se pare că ce e și mai fain e când încep să primești și răspunsuri și primești răspunsuri de la oameni și îți spun chiar mai ajutat, aveam nevoie acum de chestia asta, nu știu cum ați apărut, de unde am primit foarte multe mail-uri de genul ăsta. <laughs> și e foarte fain să vezi că efectiv ajunge informația ta la oameni, nu că n-am ști că avem cifrele, <laughs> avem pentru ei mm -hmm. să verifice, și să vezi că ai efectiv un impact asupra uh, vieților de zi cu zi, mă rog, la noi e mai mult pe partea de carieră, să zicem, dacă fac facebook sau pe business. Na? Dar e foarte da. fain să vezi că efectiv ai un impact direct vezi chestia asta când îți scrie un om un, un mail. E super, super tare. Ce, ce probleme au, Mihai, oamenii la început când vor să se apuce să facă reclame pe Facebook sau fac deja, cam ce probleme întâmpină așa? Păi, în general, cei mai mulți optează pentru acel buspost de care te-ai uh, bucurat și tu când l-ai văzut cu și... șapte ani, Acu' șapte ani, acum da, șapte ani Da, cu șapte ani, exact, să trebuie să zicem asta asterix. <laughs> Nu mă considerați doar un începător în nu mai, <laughs> nu mai ești categoric, nu mai ești Oricum dar... știu mult mai puține lucruri despre Facebook decât știți voi și multă lume nu știe chestia asta <laughs> <laughs> Mulți oameni impresia că fac eu reclamele, știi? <laughs> da, Doru le <A> face Acum <laughs> am aflat <laughs> Ai fost demascat Am fost demascat Demascarea da. de lui Doru Așa uh, Oamenii încep efectiv cu buspostul postul pentru că este foarte la îndemână. Îl vezi acolo pe pagina ta și zici ok, cu un click ajung la 20.000 de oameni. Dau un exemplu că nu știu exact cum funcționează boost post nu l-am folosit și nu o să-l folosim vreodată, probabil. Um, și sunt limitați din start pentru că nu ai acele aceleași opțiuni pe care le ai în Ads Manager și cumva... Vine problema aia de care zicea Antonia. În loc să ai cele mai bune rezultate pe care le-ai putea avea cu bugetul investit, ai niște rezultate pe care le vezi, într-adevăr, dar sunt mediocre categoric pe lângă ce ai putea obține dacă ai folosi managerul. Și apoi intervin tot felul de probleme de targetare, că nu știu cum să targeteze oamenii din publicul lor țintă, că nu știu cum să seteze un buget pentru reclamele pe care le fac. Că nu, nu știu, o perioadă, cât timp ar trebui să meargă reclama, să interpreteze rezultatele, adică categoric există foarte multe informații noi pentru un om care abia începe și pot să fie copleșitoare, dar cu puțină răbdare și timp ajungi să le, să le stăpânești, adică nu e, nu e capăt de drum. Nu. No. Da, dacă nu am întâlnit problema asta, chiar în momentul în care încep să se, să se promoveze și în momentul în care încep să acorde interes oamenii către partea de marketing, primul, prima piedică care nu e foarte greu de depășit e terminologia, că se pierd în, da. în termeni și poate să devină copleșitor, într-adevăr, pentru Curea cineva că care nu are termen. răbdare și nu vrea să investească timp în lucrul ăsta sau pur și simplu e nărăbdător din fire. Poate să fie și un pic uh, și un pic frustrant. Asta e o primă piedică. Uh, dar e, e ușor să te vii copleșit de tot felul de opțiuni. Pentru că exact cum spuneam, acum șapte ani erau câteva opțiuni pe care da. le puteam folosi. E, acum sunt foarte multe lucruri pe care le putem pune. Sunt foarte multe rețele din care putem alege. Sunt foarte multe uh, tool-uri pe care le putem folosi. Și atunci trebuie să înveți. Unul dintre skill-urile pe care trebuie să le ai ca marketer, ca antreprenor, uh, din punctul meu de vedere, este să știi să-ți faci foarte bine niște research înainte să te apuci să, da. să faci lucrurile. Și să uh -huh. ai răbdare să faci asta. Super tare. Uh, V-aș întreba ceva care, pentru mine, cumva, eu am așa niște răspunsuri, cred, dar aș fi curioasă să aflu de la voi, cred că nu v-am întrebat niciodată asta, uh, care considerați că au fost... Uh, două, trei cuantumuri foarte mari de creștere în carieră. Adică cum considerați voi că în ăștia cinci ani au fost niște momente în care ați evoluat, când v-ați dat seama că treceți la altceva, că faceți ceva? Eu am câteva astfel de momente în minte, dar sunt curios ce părere aveți voi. Um, primul, nu știu, a fost așa un prag de la, în care eu consider că a fost momentul în care ne-am trecut de la PR la digital marketer, da. efectiv, uh -huh. pe bune. Și a fost prima campanie de curs online pe care, pe care am făcut-o în 2017, uh -huh. um, în care um, ai venit tu și ai spus, ăsta e proiectul și promovarea e deja -a începută <laughs> la el. Haideți să facem ce putem. Uh, și a fost o mobilizare așa de forțe, dar cumva uh, a fost o energie care pur și simplu putem te forța să trebuiască să vrei să înveți mai mult, să faci mai mult în momentul ăla. Adică nu aveai timp să amâni. Am și a fost o chestie care pe noi ne-a forțat pe amândouă să creștem brusc și foarte foarte mult. Deci a fost o perioadă de maxim o lună de zile, aș spune, în care am evoluat enorm pe partea asta de ads. După care mai văd un challenge când am pornit Kiwi Pro, Kiwi Pro Marketer, Uh, pentru că am trecut de la specialiști la profesori de marketing. Mi-aduc aminte momentul. Și <laughs> e cumva ciudat la început, pentru că... Da. Camere, lumini, ce e la... asta? Birou, studio, ați înnebunit? <laughs> Vreau laptop înapoi. La un... <laughs> Vreau laptop să mă duc acolo la <laughs> da, mine în birou da, să da, stau da. să fac treaba. Uh, plus că intervine uh, sindromul impostorului În care mereu te întreb dacă sunt suficient de bun încât să îi învăț pe alții Și atunci aici a intervenit o chestie pe care ai spus-o tu Și care pe mine cel puțin m-a ajutat uh, enorm în, în partea asta Întotdeauna o să fie oameni care știu mai puține decât tine pe subiectul ăla Și tu cu oamenii a vorbești Și atunci asta m-a făcut să pot să livrez să în <laughs> uh, marketing concursuri Uh, și mai spun încă un, încă un moment de genul ăsta. În momentul în care a trebuit exact cum zice și Miha să ne punem uh, greșelile pe tapet și să le ară arătăm în fața lumii care ne urmărește și anume când am, uh, când am început proiectul nostru de reclame de Facebook cu rezultate și acolo ne scrie numele direct, adică suntem da. Mihai la Ursu și Antonia Zărnescu și nu poți să te mai ascunzi în momentul în care te-ai uh -huh, te uh -huh. afișat. E, și atunci... Uh, E un prag psihologic de trecut și acolo, pentru că știi că inevitabil sunt niște ochi care se îndreaptă înspre tine, niște ochi care poate să te judece, poate să te placă, poate să te... Da, practic ești expus și nu mai ai ce să faci, nu mai poți să controlezi nimic. Adică, decât informația pe care o dai, reacțiile oamenilor, n-ai cum să le controlezi și acolo e, da. Yes. Așa Și aș mai adăuga efectiv și taberele pe care le-am avut la Kiwi, pentru că au fost ceva nou și ne-au scos din nou din zona de confort din birourile noastre și din tot și am fost forțați, efectiv, să predăm, dar de data asta live oamenilor și a fost, na, din nou, cumva... Poate să reacții fizice, nu doar da, exact, îi <laughs> vezi direct, adică aia e chestia, îi vezi în timp ce predai, cum reacționează și acolo nu, cumva nu eram eu pregătită pentru chestia asta, deși eu am mai făcut lucruri din astea ca să mă <laughs> provoc pe mine, dar a fost foarte fain în final, adică mm -hmm. da. Mai mă gândeam la un moment când ați început să faceți și partea de uh, strategie și project management, da, cumva, da. Pe, uh, pe campanii. El a fost, de exemplu, pentru noi, a fost un moment foarte uh, eliberator, pentru că începusem să fim deja mai mulți care fac. Da. Chestiunea asta. Mm, și la un moment dat eram o echipă deja destul de mare și eram foarte puțini organizatori. Și știu că aveam un problem foarte mare pe organizare, iar în momentul în care spunțu, voi să faceți organizare, și știu că cumva... Um, Așa natural a început Antonia prima oară. Mi-aduc aminte că ai început pe da. amazonienii, pe setup. Când da. da. erau probleme, cumva, știu că vine la tine, Antonia, hai să mă ajut cu organizarea și gen, după aia mi-am dat seama că pot să organizezi chiar mai bine lucrurile uh, decât o, o făceam noi, care organizam. Și ăla iar a fost parcă așa un, un moment în care uh, v-ați dat seama de tot felul de alte chestii. Da, clar. Atunci eu personal mi-am dat seama cât de bine cunosc tot procesul prin care mm -hmm. facem lucrurile. Că nu ești conștient în momentul în care îți faci părticica ta și atât, te ocupi să ai toate lucrurile pe care îți trebuie. Ție. Dar noi, fiind cumva la coada procesului, că mereu aveam glumă. De ce spui că... asta? Că oamenii nu, nu, nu înțeleg chestia asta, probabil. Pe asta vreau să zic, că mereu, cumva, dramatizam noi prin agenție că toată lumea uită de PR pe vremea. Eram bine, era PR. pe bună dreptate, nu era doar o... De multe ori, da, era pe bună dreptate. Cumva se programa toată, toată campania, să zicem, și se ținea cont de absolut toate departamentele, mai puțin de PR, care până la urmă transmitea mesajul în lume, da, eram capătul, acolo se încheia tot. Dacă noi nu puteam să, facem, să ne facem treaba, mesajul n-ar fi ajuns în lume și toată munca uh, celorlalți ar fi fost cumva în zadar. Nu zic că suntem cei mai importanți, toți suntem importanți, dar de noi se uita. Și atunci, <laughs> pentru că se uita de noi, am ajuns ușor, ușor să cunoaștem tot ce se întâmplă, că ajungeam să întrebăm în stânga și în dreapta, ok, ai făcut aia la grafică, spre exemplu, ai făcut nu știu ce thumbnail, ai făcut nu știu ce pagină, după aia la web, cât mai aveți cu pagina aia? Ați pus nu știu ce pe chestionar, pe formular, pe formularul de pe ce caut, ați pus numere de telefon, nu știu ce și atunci am ajuns, așa ușor, ușor, să cunoaștem efectiv tot procesul și momentul în care a trebuit să mă pun să gândesc tascuri pentru oameni și să le pun efectiv în, în software pe care îl folosim noi, mi-am dat seama. Că cât de multe știu. Adică nu eram conștientă că știu toate lucrurile astea și că știu efectiv ce se întâmplă aproape în fiecare moment din campanie, că îți mai scapă unele lucruri categoric. Dar în mare le știu pe toate și le am în minte. Adică dacă mă pui acum pot să-ți scriu da. cap cu atâta, să zic exact ce avem de făcut pe o parte din campanie sau pe toată, dar n-avem timp să stăm să povestim. Te gândim, că poate toți anii ăștia în care am lucrat dezorganizat a fost de fapt un training ca da. să devin un proiect mai azi, asta, asta, ar putea să fie o chestie, <laughs> într-adevăr. Ar putea să fie, da. da. Asta e o tehnică de a refremui lucrurile în ceva pozitiv, într-o experiență. Da. În loc băi, eram super fucking dezorganizat și nu prea ne făceam organizat ne pregăteam treaba de și uiteam și lucram peste program. Ne pregăteam, de fapt, pentru, da. <laughs> pentru ceva mai bun. Da, experiență. Da, da, clar, clar. Da. Și -a fost, e foarte fain, adică ne place amândurora să facem chestia asta. Și la mine aici vine din partea că sunt foarte curioasă și vreau să știu ce se întâmplă mereu în orice moment. Adică nu există așa ceva. Și uh -huh. da. ce amândouă suntem uh, problem solver uh -huh. totdeauna. Dacă vedem o, o problemă, prima noastră grijă este cum putem să rezolvăm asta și să rezolvăm preferabil în cel mai scurt timp, cu cel mai puține resurse implicate și așa, așa mai departe. Și uh, nu știu de unde să zic că ne-am dezvoltat neapărat felul ăsta de a gândi, dar pur și simplu suntem wired așa, adică în momentul în care vedem probleme, ne gândim la, la soluții. Și atunci, cunoscând și procesul din spate, poți să dai seama destul de ușor de cam ce poți să faci, pentru că știi ce posibilități ai la îndemână pe un proiect, ce face fiecare din echipă, ce softuri ai și așa, așa mai departe. Și cred că și de, de, acolo, de faptul că nu putem să vedem o problemă și să o ignorăm, că nu ne stă în caracter să facem asta efectiv, că suntem amândouă, nu știu, vedem că este trebuie să rezolvăm, adică nu, nu o să rămână probleme nerezolvate ce asta. Dormim cu ele în minte. Cum e să -i înveți pe alții Facebook Ads? mai e fain să-i înveți pe alții în general lucruri, okay. <laughs> din punctul meu de vedere. Uh, din, de la partea cu voluntariatul aveam chestia asta în care mi-a plăcut foarte, foarte mult și să particip, dar și să țin la rândul meu traininguri uri uh, Mi-a plăcut partea de teaching. Iar să înveți pe alții Facebook Ads e fain, pentru că uh, îi vezi cum descoperă și cum... Uh, se vede pe cifre, din nou revin la cifre, se vede pe cifre cum reușesc să-și îmbunătățească, cum reușesc să implementeze uh, și atunci e și foarte foarte rewarding, să zic așa, să, să înveți pe oameni. Plus că vorbim de niște antreprenori, în principiu, da. care fac lucrurile astea pentru propriul lor business și vor să-și dedice timp și să-și dau interes, adică sunt niște elevi deosebit de interesați să învețe, asta e, e foarte fain, Uh, și apoi în momentul în care aplică chiar și cele mai mici lucruri, pentru că foarte mult poate n-au luat contact cu partea asta de marketing efectiv. Știau că le trebuie, dar nu, nu au început să se educe. Și atunci încep de multe ori cu Facebook, e, că primul lucru pe care le e la mână să-l facă. Uh, și e e mediu minunat în care na, să înveți niște oameni care vor foarte tare să, să învețe și să ia de la tine și să-i vezi că tu prin câteva chestii chiar de la început pe care le pun în practică uh, încep și zic, mă, na, a funcționat, am rezultat, are sens. Parc și rezultatele, zis? da. Știi, adică au, au făcut niște clicuri în capul meu acum, s-au legat niște lucruri, niște concepte pe care poate le știau și mm -hmm. așa mai departe. Și pentru tine cum e să faci asta? E o satisfacție. Adică... De fiecare dată când, nu știu, când ne-au scris oamenii sau în cursul nostru, când am avut uh, cursanți care... Nu, nu e alt moment mai fain decât momentul în care îți spune un om că a avut uh, rezultate din ceva ce tu, din cap capul tău, ai reușit să-l înveți pe omul ăla, știi? Adică nu-ți trebuie uh, mașinării, nu-ți trebuie absolut nimic. Eu am cunoștințele astea din practica mea, de la jobul meu de zi cu zi și am reușit să le extrag de acolo, să le iau și să pot să le dau la... Zeci, sute sau mii mm -hmm. de oameni care au citit mm -hmm. unele materiale și au putut... ce, că satisfacție. Asta e cuvântul, nu am altceva. Îmi aduc aminte că aproape acum un an am făcut noi un calcul și am uh, ajuns la cifra că ați administrat bugete de peste 2 milioane de dolari în, în reclame astea plătite și mi dau seama că cifra este chiar și mai mare și stau să mă gândesc că la momentul respectiv nu cred că v-ați bucurat așa de tare, precum vă bucurați acum la testimonialele care vin din curs. Stii? Da, da. pentru că știi că uh, ți-ai dedicat uh, timpul, efort, ai construit de la zero toate, ai, ți-ai luat toate informațiile pe care le știi, ai extras din ele ce e relevant pentru om în momentul respectiv, pentru antreprenorul aflat la um, început de drum, în, în special cu reclamele, uh, și atunci fiind făcut de tine cumva, gândit de tine din propria experiență și așa mai departe, de seama că satisfacția e, e ca la când îți sufleci mânecile și începi și faci cu mâna ta uh, ceva. Na, satisfacția e, e asemănătoare. Clar. Pentru tine, Miha? Păi e, cam la fel, am spus deja că îmi place foarte mult să văd și clar e o satisfacție când vezi că ajuți oamenii cu informațiile pe care le ai și atunci mm -hmm e superb, adică n-am ce să zic și să-i vezi pe oameni cum îți mulțumesc și îți spun că te iubesc pentru că, mm -hmm. nu știu, ai stat uh, șase săptămâni de timp de două, trei ore pe săptămână cu ei și ai vorbit le-ai predat lucrurile pe care le ai știi ai avut răbdare să rezolvi toate da, erorile, exact, toate chestiile da, le-ai răspuns mm -hmm. la comentarii când au avut probleme și așa mai departe, după aia să vezi că vin și îți spun niște oameni că te iubesc și că-ți mulțumesc că ai apărut în viața lor. E foarte, foarte tare. adică eu Totul doar că te-am învățat să instalezi pixelul. Da, exact, exact. Așa a fost uh, ultima noastră vedere, practic, ultima noastră întâlnire live cu cursanții noștri. A fost foarte emoționantă pentru toți. Adică am și plâns, efectiv, <laughs> pentru că ne-au emoționat foarte mult oamenii uh, cu nu știu, feedback-ul cu... Cu reacția, o, da. cu reacția pe care au avut-o ă, la, la tot ce le-am predat în curs. Și a fost da. incredibil. Adică... că e... ads manager poate să te emoționeze atât de Da, de... nu, da, exact, -hmm. da. Pentru că te gândești ceva tehnic, nu, nu lucrezi, nu știu, la dezvoltare personală sau ceva, lucru cu tine sau așa, dar aparent ai impact foarte mare asupra vieților oamenilor și cu lucruri tehnice, adică nu... Da. Am, avut, am avut antreprenori care de zeci de ani aveau business și la un moment dat și-au dat seama că ori vor să-l dezvolte, ori nu le mai merge și trebuie să facă ceva. Uhum. Și oamenii așa au investit parte din viața bună în businessul ul ăla și să vii tu și să reușești cu câteva lucruri pe care le știi să-i uh, să faci să aibă rezultate efectiv și să vină să-ți mulțumească, e cumva. Să-ți dai da. seama că totuși tu la omul ăla, chiar dacă ai predat un curs tehnic, uh, e îmbunătățit într un care fel piața, efectiv, pentru că business-ul. Da, la pentru unii poate e... le-a salvat chiar business-ul. Da. Da. Adică stau să mă gândesc că dacă, de exemplu, n ai clienți, n ai vânzări și te pus să faci campanii pe Facebook și încep să-ți vină vânzările și clienții, îți salvezi business-ul prin chestia asta. Adică stau să mă gândesc de câte ori ne-am salvat noi prin da. Facebook Ads, în momentul da. în care am vrut să mai facem niște vânzări, am vrut să mărim cifra de afaceri într-o lună. De câte ori n-am făcut chestia asta? Și până la urmă stau să mă gândesc ce dacă s a întâmplat acum dacă ar dispărea Facebook Ads. -ul. Jesus, nu vreau să ne întoarcem la flyere și banere, știi? Adică stau să mă gândesc cum am face din nou lucrurile. Mergem pe TikTok. Da, mergem pe TikTok, da. Să vedem dacă va mai fi în America, poate îl cumpără. Da. Uh, cum vedeți Facebook în 2-3 ani de zile? Asta e o urmă așa foarte random, n-aveți de unde să-l vedeți. da așa... Sau nici Eu, mă nu gândiți la asta, nu, de exemplu? Nu, aș putea să spun cum aș vrea să fie. Ah, ok, okay. Roz, nu, 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 nu am treabă cu roz, nici <laughs> într-un caz. Eventual, dacă faci negru, <laughs> ar fi frumos, dar nu fără erori. Am primit ah. oricărui om care face reclame pe Facebook și fără reclame respinse fără motiv, pentru că astea sunt probleme pe care le întâmpinăm cel mai des. Reclame respinse fără motiv pe care dacă nu știu, soliciți o analiză a reclamelor, primești înapoi răspuns că da, a fost oprită din motive care, na. Nu sunt valide, un cont de reclamă blocat tot la fel din greșeală, pagini de Facebook blocate tot din greșeală și așa mai departe. Adică sunt aceste erori mari care poate, nu știu, pentru ei înseamnă o cifră că am greșit, am blocat din greșeală 20.000 de conturi de publicitate pe Facebook. În schimb, pentru majoritatea oamenilor care au conturile blocate, înseamnă pauză din publicitate o perioadă lungă de timp, care înseamnă din nou minus în vânzări. Adică yes. e, e rău. Și asta aș vrea un Facebook fără erori. Mm -hmm. <laughs> sunt uh, visătoare, nu o să fie probabil posibil da. niciodată. Dar sigur să rezolve de multe are... din cele actuale, de o să apară altele noi, probabil. Exact. Categoric, mereu sunt altele noi. Deci nu. Mm -hmm. Asta ar fi. Eu cred că platforma se dezvoltă într-un ritm alert și vedem asta da. dacă ne uităm în, în urmă la anii. E destul de greu să-ți dai seama, mai ales în 2 ani, ce o să se întâmple, dar cred că o să devină așa un, un monstru. Mi se pare că se duce un pic, vor să-și încorporeze parte de e-commerce pe care nu au încorporat foarte bine cumva pe, pe, pe platformă. Vor să acapareze și partea asta, să zic așa. Uh, cred că o să devină o platformă multifuncțională e deja, dar cred că o să fie din ce în ce mai. Uh, asta înseamnă din ce în ce mai multe. Funcții, din ce în ce mai multe posibilități de promovare, da. uh, e monopol în ceea ce privește uh -huh. publicitatea. Uite, mi-am adus aminte, chiar vorbeam acum câteva zile, nu mai știu cu cine, că în America te sta și funcția de dating. Vreau să intru pe stereotip. Da, 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 e de ceva timp. Da, nu știu dacă da. mai, mai aplică în America, știu. ce mai fac cu ea. N-am mai, da. mai căutat sincer, am văzut, știu, cred că acum vreun an jumate, dacă nu mai bine, am văzut prima oară anunțul ăsta că lucrează la o funcție de dating, dar mai mult da. n-am intrat în. Mângă și alte, pla alte platforme, de exemplu, de cursuri, uite, văd, de exemplu, pe grupurile de Facebook au făcut acele exact. units, da, poți exact. face task-uri, știu că noi oamenilor recomandăm prima oară să înceapă cu asta, să-și facă da. să țină pe grupuri. Deci, da. dacă te gândești inclusiv la Instagram, au băgat acum funcția de reels care da, e foarte foarte si da cu TikTok, -ul, adică ei categoric ce nu poate să cumpere replică, cum ar fi da, <laughs> ce funcționează și nu poate să acapareze, cum uh, replică. Și atunci, la asta ne așteptăm să crească și mai mult ce în toată platforma asta și să fie efectiv un monstru. Și încă o chestie foarte interesantă la care au lucrat și sper să lucreze în continuare este la optimizarea automată a reclamelor, pentru că categoric poate să o facă mai bine și mai rapid cumva decât ai face-o tu manual. Acolo. Ce înseamnă asta? Efectiv, îți, îți livrează cumva reclama unui public mai bine, mai potrivit, să zicem, chiar dacă tu targetezi bine audiența. El selectează din audiența oamenii care sunt cei mai predispuși să facă acțiunea pe care o vrei tu, analizează mult mai bine comportamentele oamenilor în online și interesele lor și de acolo automat înseamnă că vom avea rezultate mai bune. Apoi e partea de efectiv împărțirea bugetului. Spre exemplu, dacă avem un ad set, o să intru un pic în tehnic, un ad set și mai multe reclame, Facebook deja știe să-ți optimizeze automat, îți trimite bugetul pe reclama categorii care îți aduce rezultate mai bune. Și aici, în partea asta, aș vrea efectiv să, să continue dezvoltarea, pentru că e, e super ok, adică e ceva ce trebuie să se întâmple. Da, clar că o să-și dezvolte AI-ul, părerea mea, și da. ă, cred că o să ducă în, în direcția asta cumva, ce mulți începători cred că nu înțeleg e faptul că pe Facebook interesează foarte mult ca tu să ai rezultate. Da. Mulți cred că Facebook e ca să-ți ia banii, dar de fapt Facebook e făcut să, -ți ia, să ai rezultate, că dacă ai rezultate rămâi la de ei. Întorci, da. Și uite-te cum s-au dus bugetele acum. Datorită acestui fapt s-au dus bugetele în, în, social media pentru că a duc rezultate. Corect. Așa. Deci, mult mai bună. Întotdeauna în momentul în care uh, ai, uh, ei, clientul e mulțumit, nu? cum suntem noi clienții Facebook-ului, întotdeauna o să investim din ce în ce, din ce, da, în ce mai exact. Am, exact același principiu din marketing pe care și Facebook îl, îl aplică. Dacă claro. ai happy customers, înseamnă că ai mai multe, mai multe da. venituri, că o să cumpere mai mult. Când nu faceți Facebook, cursuri și project management la Kiwi, ce vă place să faceți? Hmm. Ce, întrebare. ce e, întrebare. Există și alte lucruri? Da, asta mă gândeam <laughs> acum. Ce fac? Există -o și alte lucruri. Viața? <laughs> nu știu, eu spre exemplu mă uit uh, foarte mult la seriale. Adică, nu, ajung acasă, gătesc ceva rapid și după aia mă trântesc pe canapea și mă uit la seriale non-stop. Da. Care e ultimul serial la care te-ai sau la care te uiți acum? Am uitat cum se numește. Modern Family. Da. Ne-am <laughs> da. venit să am ți-am cerut ajutorul. <laughs> Lucifer am început ultimul sezon efectiv, dar l-am abandonat la ultimele două episoade și am trecut la Modern Family. Da. Efectiv, seriale de consum în care să te relaxezi, să nu vezi, să nu spună mintea neapărat la, la treabă, ca să mm. poți să mă detașez un pic de munca pe care o depun în, în timpul programului de lucru. Yes. Relaxant, atât. Yep. Am câteva lucruri pe care le fac pe lângă. Nu o să mai menționez, nu o toți, toți. Așteptam, așteptam la seriale Așa, ne uităm. Îmi place foarte tare să citesc și mă relaxez, făcând asta mă deconectez foarte tare pentru mine, un fel de, nu știu, de meditație, în momentul în care citesc și atunci asta mă scoate din flow de muncă. Fac Lego. <laughs> Asta e o chestie. Da? Din nou, din, exact din aceleași, din aceleași motive. Îmi place super mult, mă relaxează foarte tare. Da, și uh, gaming. Chiar mă joc. Okay. <laughs> nu mă joc foarte, foarte des, dar uh, mă joc ori pe PC, ori pe PlayStation. Ce jocuri? Uh, mă jucam Overwatch într-o perioadă destul de. destul da. de. Mod, mă jucam care, și eu, ne jucam chiar împreună, Da, exact. Și <laughs> ce am lăsat de Overwatch, nu știu. Ne-am plictisit? Păi după vreun an de zile deja am, -am lăsat așa mai da. moale, ne-am cam, da, ne cam plictisit. Uh, jocuri de strategie și uh, pe PlayStation tot felul, Assassin's Creed, uh, din astea. Tip de... arcade sau cum le zice da. Astea, în care un omuleț da. fuge, da, da, da. sare, e. face ceva, <laughs> colectează ceva, ia are un nou sabie. Da. Mm -hmm. Dar am acum un joc cu care îmi bat capul pe PlayStation, Rayman Legends Effect. Okay, 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 <laughs> da, da. Uh, 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 Rayman ăsta e vechi, nu? Și e gen ceva, ediție nouă, S nu? Nu știu, eu de acum îl știu de ah, recent okay, și okay, de la okay. niște prieteni, habar n-am dacă ai stat înainte, dar e fix tip Mario. Da, <laughs> <Are> exact, exact, <laughs> da, 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 da. Și e, e challenging, e fain mm -hmm. Și mă gândeam acum de ce nu mai joc eu, eu pe calculator, mă gândeam la mine. Uh, știți că de când cu Mac-ul, cred că de aia nu mai joc. Da, făi, nu și prea. cred că multă lume face asta. Mm -hmm. Dar plus o ceva platformă, acum, cred că prin care poți să-ți dai cumva, să te joci pe browser, cumva, știi, să joci mm -hmm. jocurile old pe browser. A făcut Selly, cred că reclamă la ea. Mm -hmm. Dar, nu, nu știu din minte cum îi, cum îi zice. Eu cu jocurile Max in Kenny, cred Sau mo Mortal Kombat aia. Acolo da? mă bat până. -i. Miha, se tează cu mâna dreaptă, reclamă pe Facebook, stânga, dă pe Candy Crush. Nu m-am mai jucat de mult, asta e o glumă, doar așa că nu. îmi da. place doar să mă uit la oameni cum se joacă. <laughs> da, te ești publicul ăla de Twitch. Da, da, exact, ele sunt, da. Atunci. Da, Sper și tale. Twitch, și Twitch consum, apropo. Uh -huh. gaming. Cum ați vrea să evoluați în următorul an de zile? Vai. Întrebare foarte bună. Care... Eu mă gândesc că am ajuns în punct în care deja um, ne concentrăm foarte tare pe dat mai departe de informație, adică da. pe uh, predat, pe a crea materiale educaționale pentru, cum spuneam, pentru antreprenori în, în principiu care își fac singuri reclamele. Și atunci, direcția de evoluție pe, pentru mine, personal, pe care o văd eu pe, pe viitorul an, e în direcția asta de teaching. Uh, și uh, challenge-ul meu în momentul de față este să găsesc balansul între uh, a crește pe partea de profesor online uh, și a experimenta pe partea de marketer trebuie să existe pentru mine personal ca să pot să funcționez, trebuie să existe un balans în direcția asta, adică uh, trebuie să și practic foarte mult, trebuie să și uh, văd cum funcționează, pentru că altfel cum pot să predai, nu și atunci trebuie să crezi din punctul ăsta de vedere, uh, dar să mi îmbunătățesc tehnicile de predare, să îmbunătățesc experiențele pe care le ofer către, către oamenii cu care lucrez efectiv ca cursanți uh -huh, uh -huh. sau așa. Și în astea două sunt balansarea asta dintre digital marketer și profesor e direcția de exercițiu pe viitorul an, să zic așa. Yes. Da, păi cam asta ar fi. Într-adevăr că am început uh, să mergem în direcția asta și categoric avem nevoie, nu știu, de, uh, de îmbunătățire. Nu zic că e rău ce facem, e foarte bine ce facem, dar categoric există loc de îmbunătățire și efectiv să ne dezvoltăm mai mult pe partea asta. Vorbim la plural mereu noi. Da. Nu. Da. Bine, proiectul cu Facebook și aveți împreună. Impreună, și atunci da, am, da. Păi job-ul da. pe care îl facem în fiecare zi e același, că suntem digital marketer și facem și parte de project management deci și acolo suntem da. așa pe proiectul de reclame de Facebook suntem împreună, dai seama că zilele noastre arată de multe ori la fel, plus că lucrăm foarte mult împreună, adică... Yes. Ea, și, și lucrăm foarte bine împreună, da. Da. Asta. Dacă cine vrea, cineva vrea să învețe acum să facă uh, Facebook, uh, știu că aveți ceva material pentru începători pe care poate să-l uh, urmărească, să învețe chestia asta din, A. din, din avem, el, aveați un mini curs, nu? Avem o serie de uh, 5 mail-uri gratuite în care cumva uh, le predăm oamenilor un fel de rezumat a unei concluzii pe care am tras-o noi după ani de zile de muncă dezorganizată cu reclame de Facebook, că pe lângă partea de dezorganizare mm -hmm. din agenție mai eram și noi pe, pe setare de reclame Facebook și uh, venim efectiv uh, cu o structură clară pe care oamenii să o urmeze în momentul în care uh, se apucă de setat reclame pe Facebook. Și asta este într-adevăr disponibilă gratuit. Uh, Cui dedicat materialul ăsta? Pentru cine? În e? general, oamenilor aflați la început de drum, antreprenorilor care vor să-și promoveze afacerea, ei, persoane care vor să înceapă poate o carieră în domeniul ăsta și nu știu de unde să, să pornească, deci, în general, oamenilor care se află la început de drum, pentru că sunt câteva lucruri mai de bază, cumva, pe care le, le spunem, categoric și cei care au puțină experiență, să zicem, nu știu, doi ani, poate în reclame, ar putea să afle informații noi, pentru că e vorba, efectiv, de o structură pe care am scos-o noi în urma muncii pe care am depus-o noi. deci. Yes. O să da. pun un link în descriere către acest minicurs, pentru cine vrea să-l descarce. Mm. Știți cumva câți oameni au urmat, mini minicursul ăsta gratuit? Vreo în forma actuală, cred că sunt vreo șase de oameni, însă el a fost predat și anterior într-o formă puțin diferită. Să zicem că avem undeva în jur la vreo 12.000 13.000 de oameni. Super, da. super tare, felicitări! Mulțumim. Sunt ceva oameni. Sunt? Da. Cam jumate adunat. din Alba Iulia. <laughs> nu știu. Mm. Da. Ați avut vreodată teama asta că dacă dați mai departe chestiile pe care le știți din Facebook, nu știu, o să vă afecteze în vreun fel? Nu. No. Nu Nici ne am, -am gândit la asta. Da, nu, exact, nu. <gânt> okay. Efectiv, vrem să-i ajutăm pe oameni că de asta dăm informația și dacă sunt mai buni decât noi, foarte bine. Adică, yeah. nu, nu ne simțim amenințate cumva. Da. Nu. Super tare. Și dacă vor să învețe și mai mult cu voi, contra cost, cum ar putea să facă asta? Păi, noi, în mod, adică acum, în momentul ăsta, cumva lucrăm la dezvoltarea cursului nostru care va fi disponibil la vânzare în scurt timp. Este un curs experiențial online, adică asta înseamnă că timp de șapte săptămâni oamenii vor fi alături de noi în webinarii săptămânale, în care discutăm despre această structură pe care am dezvoltat-o noi, luăm fiecare pas în parte și îl dezvoltăm, intrăm, aprofundăm efectiv fiecare pas ca să înțeleagă ce trebuie să facă mereu. Și ce asta și fac cu voi în perioada da, asta, bănesc, nu în timpul ăsta da, de... Ei, ei primesc da, task pe care, care, practic, îi pun să uh, pună în aplicare lucrurile pe care le discutăm noi în cadrul webinarilor live și uh, asta este în momentul de față, cumva forma prin care poate să înveți alături de noi. Este mm -hmm. din nou un curs pentru începători în general, pentru că intrăm efectiv de la bazele uh, ads managerului, învățăm cum să setăm o campanie cap-coadă pe mai multe tipuri de obiective, discutăm despre toate detaliile astea mici care la început pot fi cumva omise și care fac diferența până la urmă într -o, dintre o reclamă cu rezultate și una... No. yes și așa au acces direct la, la, la noi în grupul de, de Facebook. Deci cursul nostru, fiecare ediție o să aibă un grup de Facebook dedicat. Da. Iar scopul nostru în cele șapte săptămâni de curs este ca toți cursanții să reușească să aplice ce învață pe reclamele lor și mai mult decât atât, deci lucrează direct pe businessurile lor, asta e poate important de, de menționat și noi pe cât putem să-i ghidăm și să le oferim feedback în cele șapte săptămâni în, în grupul de, de suport. Că vrem la fel ca știi povestea cu Facebook-ul care vrea ca clienții să mm -hmm. aibă rezultate și noi ne dorim mm -hmm. ca da, ei brec, să, da. aibă, să aibă rezultate pentru că uh, trec prin mâna noastră prin formarea mm -hmm. noastră și cursul să se ține cam de trei ori pe an nu? Cam așa. Cam a a zis, a ne -a așa da. acum asta... când facem podcastul ăsta urmează să-l lansați când? În... urmează să lansăm în septembrie, septembrie? Da, următoarea, următoarea ediție Uh, și a doua de pe, okay. de pe anul Super. ăsta și cel mai probabil e ultima de pe, de pe 2020. O să vedem Super. în 2021. Yes, da. foarte tare. Și ați mai făcut recent un material pe care l-ați lansat. Uh... Ceva mai ieftin da, despre, făcut despre targetare, audiențe. nu? Mm -hmm, da, pentru că ne-am dat seama că e din nou unul dintre hot topicurile <gânt> când vine vorba despre reclame de Facebook. Oamenii nu știu de unde să înceapă, cum să facă targetarea, cum să gândească, poate nu știu toate opțiunile pe care le au și atunci ne-am gândit, am zis, hai să filmăm un, un mini curs video în care să discutăm efectiv despre cele trei tipuri de audiențe cele mai folosite în reclamele de Facebook și... Uh, cum le creezi, cum le gândești și așa mai departe, deci asta, asta a fost uh, toată ideea din spate, cumva uh -huh. Super Cum e să uh, vedeți o diferență între a fi autor EduKivi și a și lucra la Kivi? Că voi cumva sunteți doi în unul sau amestecați, încă nu e o uh, linie foarte clară între chestia asta este pentru că în momentul în care îți faci munca de job să zicem, de kiwi Ești tu cu leptă pută, tău, cu mintea ta și lucrezi, îți optimizezi reclamele Nu explici în timp ce faci asta, adică ai un alt proces, treci printr-un alt proces da. uh, Dar în momentul în care vorbești cu oamenii că sunt ei cursanți Sau că vorbim cu uh, oamenii care ne urmăresc materialele prin nimeni și așa mai departe cum ziceam, te cam pui pe... Uh, stafet, știi? da, exact. Mm -hmm. Adică te expui, uh, e, e un pic uh, e un pic diferit. Uh, plus că, de multe ori, dacă uh, vrei să oferi o rezolvare cuiva și așa mai departe, sunt uh, mai mulți oameni care pot să ia informația aia, dar și mai mulți oameni care pot să judece informația mm -hmm. pe care tu o oferi. Pentru că... Uh, cum ziceam, noi ne adresăm către începători. Există marketeri care uh, fac reclame și sunt poate și mai avansați decât noi să fac în alte domenii față de cele pe care, pe care lucrăm noi și atunci... Uh, Uh, e, e, ușor, e mai greu să-ți expui munca efectiv, dar revin la acel principiu de care ziceai, tu, întotdeauna o să fie oameni pe care noi putem în mod real să-i ajutăm, oameni care au ce să învețe da. de, de la noi. Și nu se face diferența asta pentru că una e Antonia care stă la laptopul uh, ei și și optimizează reclamele și face marketingul digital și așa mai departe în lumea ei, acolo cu cifre și cu alte cele, și alta Antonia în momentul în care uh, vorbești cu uh, cursanți, cu uh, oameni care, care te urmăresc și așa mai departe. Parte, uh, e treci, prin alt al proces. Uh -huh. Super tare. Super. Fez, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat uh, acest podcast, acest interviu. Uh, uh, eu o să pun uh, aceste linkuri în descriere pentru cine e interesat să mai rămână în contact cu voi fie că dorește să se înscrie la un curs de al vostru fie că dorește doar să consume materialele gratuite Real. sunt disponibile și o să pun link în descriere felicitări pentru toată activitatea de până acum după 5 ani chiar cred aș vrea să, să, celebrăm cumva asta mai mult decât acest uh, podcast care cumva a venit așa tam sam, hai să-l facem, <laughs> nici nu ne-am gândit că e datorită acestui eveniment. Uh, vă mulțumesc că sunteți parte din echipă și că facem treaba asta de 5 ani de zile, mi se pare fantastic și mi se pare mai mult decât faptul că putem să lucrăm pentru uh, educivi și să sprijinim toți autorii ăștia care sunt pe tot felul de alte domenii și faptul că și voi puteți să dați din experiența voastră mai departe, da. asta mi se pare super awesome. Mi se pare că înțelegeți foarte bine toate valențele, inclusiv cursanții, inclusiv autorul, inclusiv cel care execută chestia asta, asta mi se pare un lucru fantastic, că v-ați pus în, în, în atâtea roluri. Cred că nu e ușor să fii în, în atâtea roluri deodată și să performezi în toate bine, chiar cred că este provocator și îmi dau seama că a fost una și dintre provocările noastre de anul ăsta, să putem să gestionăm atâtea roluri, că nu e nu ușor. Um... Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus și cumva, cred că de mult n-am avut timp să stăm așa o oră la povești. Da, da așa, generaliste despre Facebook, despre viață și chiar, chiar mi-a făcut mare uh, plăcere. Ok, pentru voi vă mulțumesc că ați urmărit acest uh, podcast. Uh, dacă v-a plăcut, puteți să-i dați un share, fie pe Facebook, fie pe storiuri, fie pe ce de socializare mai aveți. Dacă vedeți podcastul pe canalul meu de YouTube, vă invit să vă abonați la acest canal. În descriere vă pun linkurile pe care le-am men menționat uh, mai devreme uh, și de asemenea puteți asculta uh, acest podcast plus altele în variantă audio fie pe Spotify, iTunes sau alte canale de podcast pe care le mai am. Vă mulțumesc și să aveți o zi frumoasă și ne reauzim curând. Ciao, ciao!